Ca și anul trecut, am hotărât să avem un stadiu de pregătire și de jocuri. Vom avea și două jocuri și în acest an. Aducând la lot jucători tineri, jucători de perspectivă și unii jucători, sigur, care au fost convocați la echipa națională în ultimul timp. Știți că e un turneu de pregătire, un turneu care are și zile mai grele, acestea de început, cele trei, când vom avea trei antrenamente pe zi. Însă văd că băieții au răspuns destul de bine, văzându-i la cele două antrenamente și sper eu ca să comporte la fel și în continuare. Vom avea jocul cu naționala similară a Poloniei, numai cu jucătorii din țară, va fi un meci de palmares. După care va urma meciul cu Australia, care voi convoca toți jucătorii pentru acest joc și sigur cine mă va convinge să rămână și din acest lot va rămâne cu siguranță și pentru meciul cu Australia. Și cam astea sunt datele despre acest turneu. Dacă vreți voi să mai aflați ceva în plus, fără să mă întrebați. În fiecare dimineață vor fi la 7:30 antrenamente? Da. Avem 3 zile. Nu, astăzi ne-am păcălit puțin, fiindcă cei la recepție ne-au spus că la 7:30 va fi lumină. Da, va fi lumină. Acum am văzut despre ce e vorba. Deci vom avea prima antrenament la ora 8. Vom fi pe la 8:15 la teren și la 8 vom începe antrenamentul. Spuneți că aveți foarte mulți tineri. Cumva, după aceasta ne avem trei echipe în insolvență. Vedem partea bună a lucrurilor, ținând cont că foarte echipele în ultimul rând Rapid, Dinamo, promovează tinerii. Aveți de unde să alegeți? E bine până la urmă? Poate să fie și un lucru bun. Vor fi promovați jucători tineri, însă nu cred că vor fi promovați cu ușurință jucători tineri, mai ales la aceste cluburi care își doresc performanță. La Rapid se va întâmpla lucrul ăsta, la Dinamo a început mai devreme, însă jucătorii tineri la Dinamo sunt jucători de perspectivă, jucători, spun eu, calități, care poate propulsa în viitorul apropiat în fotbalul mare. La Rapid, nu știu, problema financiară este cea care și-a spus cuvântul. Nu știu și nu vreau să intru în amănunte privind aceste lucruri, fiindcă nu mă privesc pe mine. Ei sunt plini de calitate, au calități foarte bune și eu sper să se obișnuiască cu un program de muncă aici intens, profesionist, același lucru să facă și când merg la cluburile lor și să poată să bată la porțile echipei naționale. Echipa noastră națională are nevoie de jucători tineri. Jucători tineri, după păcate mea voastră, ați putea promul de grei să finală la echipa în străinătate? Ați putea să faceți, nu știu, un top 3, să zic. În străinătate? Da. Nu știu. Depinde de ei, depinde de evoluția lor, la echipa de club și acest lucru nu e foarte important pentru mine. Pentru mine e important să joace de așa manieră încât să mă convingă să-i convoc la echipa națională și să aibă valoarea și calitățile care să îi propulseze la echipa națională. Încă v-am spus tot timpul că e un alt nivel la echipa națională și ai nevoie de jucători care într-adevăr au calități să se poată bată la nivelul ăsta. Este un avantaj pentru noi că vom juca în spectatori? Nu știu. În momentul ăsta, nu știu, m-am gândit și foarte bine. Poate să fie un avantaj, poate să fie un dezavantaj. Vom vedea după joc. Personal, eu aș fi vrut aș dori să se joace cu spectatori în tribună. Nu este normal. Mi-am spus
am spus tot timpul și când se întâmplă în campionatul nostru de să ia măsuri de genul ăsta, că nu este normal. Acum, nu știu, ăsta e regulamentul. Cei de la FIFA știu mai bine ce s-a întâmplat la meciurile Ungariei, dar eu personal aș fi vrut să se dispute acest meci cu tribunele pline. Polonia, v-am spus că nu puteam găsi alt adversar, fiindcă nu este dată pentru un meci amical pentru echipele naționale. Și ei se pregătesc numai cu jucătorii din țară. De fapt, ei au mai disputat un meci contra Macedoniei în Turcia. Iar Australia, eu cred că e echipă destul de puternică. Destul de puternică. Eu mi-aș fi dorit Islanda, că era o echipă care de juca cam ce joacă Ungaria. Însă, așa a fost să fie. Sigur că Islanda, în punct de vedere valoric, luând în calcul clasamentul FIFA, e mult mai în spate. Australia e o echipă bună, o echipă puternică, care sper eu să fie de bun augur acest meci în perspectiva meciurilor care urmează, meciurilor oficiale. Da. La fiecare meci al naționalistă aduce un anul jucător al lor. Așa se va întâmpla și de această dată la partida cu Australia? Probabil. De ce nu? Adică v-ați gândit deja la posibilele lume din locul strălitor care să-l aduceți acum? Bineînțeles, avem foarte mulți jucători din lotul stelei care sunt în vederile noastre, în vederile mele. Vedem. Ne facem și îmi fac calculul acum, următoarele zile, văd și ce se întâmplă aici. Și jucătorii din alte campionate, cum evoluează. Trebuie să fie de acord, fiindcă așa ne-am și înțeles și ăsta e regulamentul. Nu. Trebuie să fie ei sau să nu fie de acord, nu? Ca la lângă regulament sau liniștit, eu știu, apără, pentru că a fost o perioadă plină de trecut și mai ales în partea lor și a patronului care a spus că doar nu facem aici rapițuri, că nu se dă de jucă. Nu știu, că nu am înțeles că s-a vorbit mult pe tema asta, s-a încercat să iasă un scandal din toate chestia. De fapt, voi ați fost la pupitru acestei încercări, dar pe mine nu mă interesează ce vorbiți nici voi, nici X sau Y, eu îmi fac meseria. Iar am avut și o problemă de genul ăsta cu Steaua, în care l-am rugat pe selecționerul care era atunci pe Iordănescu să fie înțelegător. El n-a fost înțelegător, eu am fost foarte înțelegător, fiindcă nu să încerc să ne facem rău singuri. Deci eu am fost total de acord ca jucătorii să rămână la clubul, să știți. Asta că nu știu ce face Pițur, că ce... Astea au fost lucruri spuse de voi. Cred că pe mine nu m-ați auzit spunând. A fost și e foarte clară situația. Steaua joacă pe 14 și are nevoie de jucători. Nu? Dacă jucam noi pe 14, se schimba situația. Deci, din punctul meu de vedere, n-a fost absolut niciun fel de probleme.